Ce frumos, i-a terminat unghiile Cătălinei și a dat fuga în sala de sport și l-a pupăcit așa un pic de la zăpăcit. O să vă pun filmulețe. Nu am prins atunci când a fugit în sala de sport, dar a fost foarte frumos momentul și chiar l-a impresionat. Nu s-a așteptat, era cu spatele și a sărit așa pe el și l-a sărutat așa cu foc. O, oh, Doamne, o să ne fie tare dor de ei! Vă spuneam, am primit foarte multe mesaje și vorbesc cu dumneavoastră și în privat și toată lumea spune că ce se întâmplă cu clasamentul acesta care tot apare peste tot, nu este sigur 100%, dar dacă nu votați și nu, nu încercați să depuneți un ultim efort, atât pe platformă, cât și pe aplicație, cât și prin SMS, să știți că nu au șanse. Și asta vă spun cu mâna pe inimă, pentru că am controlat cam toate grupurile, Astăzi toată lumea votează, și votează multiplu, așa cum știți, o să fie greu.